Raliul este frumos, raliul este așa cum este și iată, uite, vezi, Erhan nu mai vine alături de noi. Între timp vorbim de un raliu al revenirilor, pentru că atât de multă lume și-a anunțat participarea în această etapă, lume pe care n-am văzut-o până acum alergând în campionatul național de raliuri, iar unul dintre numele acestea, evident, este și cel al lui Răzvan Trișnevski, familia Trișnevski, de fapt, prezentă în mașină. Răzvan o are ca navigatoare pe Manuela, pe soția sa. Da, într-adevăr, criza se întoarce și de fiecare dată se întoarce cu un moral ridicat. Am văzut asta anul trecut la Raliul Sibiului, când acesta, după primele probe, se afla în vârful grupei N. Răzvan, iată, își continuă aceeași trecere foarte bună și momentan se află pe poziția secundă și în acest moment cu siguranță încearcă și să menajeze din parcursul său, pentru că vedem, rămânem la un Raliul Sibiului care își păstrează într-adevăr această nuanță în care mașinile trebuie menținute cât se poate de bine. Un derapaj frumos, acolo un pic larg, iată, pentru Răzvan, care se încadrează bine. Cum a ieșit de pe urme, cum derapajul devine din ce în ce mai amplu și am remarcat asta din partea sportivilor. Ajungem în zona acului de păr și vom avea probă încheiată cu bine, iată, de către echipajul ce se întoarce, iată, în rigorile campionatului.